cunoscut în lumea dumneavoastră, a profesiei dumneavoastră, ca un fenomen. Și sunteți cunoscut ca omul care a răsturnat de câteva ori rutina și regula în meserie. Sunteți un om de teatru, un actor cunoscut, un om care are o recunoaștere profesională internațională și eu vreau să vă întreb sincer, ce v-a făcut să plecați de la Iași, capitala culturii, și să vă opriți la Sibiu? Vin dintr-un neam uriaș. M-am născut pe malul Prutului, ăsta e Prutul, eu aici, dincolo e Basarabia. Bunicul a trăit 104 ani, a făcut ultimul copil la 78 de ani, al 17-lea. Un exemplu. Bunica avea 58 de ani, el a murit în 68, când au intrat rușii în România. Dumnezeu să-l odihnească. Și i-au luat toate averile. Și atunci aveam câțiva ani, puțin. Când a fost forțat să semneze hârtia că dă totul Partidului Comunist, i-a explodat inima la 104 ani. Bunica a trăit până la 109. Mama are 16 frați. Dacă mi-adun toate neamurile, sunt în Parlamentul României pe viață. Am terminat la Negruții, la Iași, liceu de băieți pe vremea respectivă, șef de promoție, a făcut specială de matematici. Și eram numai băieți. Era competiție, era frumos, era o altă perioadă. Se făcea sport, se făcea teatru. Am descoperit atunci, în anii 70, așteptându-l pe Godot în secolul 20, a domnului Hăulică, mare prieten. Și când am terminat facultatea la București, când am dat, la început, am fost 521 pe un loc. 521 de tineri candidați pe un loc. Pe un loc, da. Deci eu sunt convins că în aia 521 erau cel puțin 10, 20, poate mai talentați decât mine. Numai că așa au fost stelele. S-au aliniat. Acesta a fost drumul dumneavoastră. Da, da. Am terminat șef de promoție. Și am fost un om care a muncit mult, matematica m-a ajutat și terminând în perioada comunistă, am avut loc la Iași. Mi-au scos să ia loc. Normal, toată lumea a spus și fiind șef de promoție, el alege primul. Ceilalți, da, da, normal. Așa am și gândit. Noaptea am stat și am zis, mă duc acolo. Deci voi avea sălile arhipline, pentru că vor veni toate neamurile, vor veni toți colegii. E clar că după spectacol nu ai cum să te duci acasă, te duci în creșmă. Și știind boema ieșeană, am zis, voi fi genial seara de seară, chiar dacă voi fi prost. Și dimineața, când am ajuns la repartiție, toată lumea zicea, a, Chiriac, aia, ăla, aia, aia, erau simulările, da, din ziua, da, de astăzi. Sigur că da. Sigur că da. Și a venit momentul, a venit rectorul, dar domnul Chiriac, sunteți unul din foarte puținii studenți care a avut bursă Gheorghe Gheorghiu Dej. Domnule, era o bursă inimaginabilă. Erau, cred că, vreo 4-5 burse. Nu republicană, republicana era după. Erau 4 sau 5 burse. Trebuia să ai 10 pe linie, cel puțin 3 ani. Și erau puțini care aveau. Pe vremea aia se făcea carte. Și vă invităm, probabil că vă veți întoarce
în locul în care a fost primul teatru românesc și veți pune umărul, zic, nu. Merg. Și m-am uitat pe tatăl, la Sibiu. Eu nu știu ce mi-a venit. Și am ales Sibiu fără să-l fi văzut. Deci nimic nu e întâmplător în viață. Cu siguranță. Am călătorit în 164 de țări. Aproape toate țările. Nu, sunt 214. Nu ce zic, aproape. Da. Și în multe din ele am fost și de 100 de ori. Ei bine, în clipa în care călătorești atât de mult și descoperi prin întâlniri esențiale și vorbeați înainte de a începe acest dialog de faptul că ați cunoscut oameni importanți și că de-a lungul timpului... Interesanți. Da, importanți, eu vorbesc de ceea ce un om poate să spună și să dea. Eu nu vorbesc de funcții, nu vorbesc de atunci titluri. Definim da, la fel. Da, da. Am cunoscut atât de multe personalități importante de-a lungul timpului și întâlniri esențiale, încât am realizat că nimic, dar nimic nu e întâmplător. Și asta ajungi să înțelegi după multe, multe întâmplări pe care a trebuit să le duci în spate, pe care a trebuit să le ctitorești, să le păstrezi și să construiești. Noi, neamul ăsta românesc, e un neam extraordinar de talentat. Dar din punct de vedere al continuității și al construcției... Nu avem consistența pe termen lung. Da, da. De asta, atunci când am ajuns la Sibiu, am încercat să înțeleg acel oraș. E altă lume față de Iași. Nu, și o altă lume față de toate orașele din România, pentru că sunt puține orașe cu stea. Vorbesc de el că sunt totuși din 1980. Aveam... De aproape 43 de ani, 42 de ani. Am fost dat la școală la 5 ani, pentru că nu mai aveau ce să facă cu mine. M-am întors în sat. Și am făcut, și asta e o recomandare, dacă se va uita cineva la ce vorbim seara asta, m-aș bucura și am făcut invitația asta la toți cei care au văzut de-a lungul timpului interviuri cu mine și am dat multe, multe, multe interviuri roate împrejurul lumii. Am hotărât să dau în Prisecani premiile Constantin Chiria. Și de 9 ani fac asta. An de an merg acolo și le dau teme elevilor de clasa 8-a și îmi fac o lucrare în care le cer să vorbească despre locul în care s-au născut, despre oportunitățile, despre nevoile, despre greutățile, despre bucuriile, despre necazurile pe care le au, punctual, legat de ce înseamnă un an de zile cu toate provocările lui. Și am început de la, cred că au fost 4 premii. A fost un premiu 1, un premiu 2, un premiu 3 și un premiu, o mențiune. Și acum am ajuns deja la 10. E atâta suferință și atâta nevoie. România e ruptă. De a mângâia copiii aia. Și sunt copii atât de frumoși, atât de sănătoși, de vii, fără părinți, fără mijloace, dar de o voioșie și o dorință de a face și ceva, de a reuși. Încât, enorm. Da. Enorm. Acum vreo 3 ani, cel care a luat premiul întâi, care înseamnă ceva, pentru că 1000 și ceva de euro, nu-i puțin pentru un copil. Și tot ce fac, fac pe banii mei. Extraordinar. Dacă fiecare om care are cât de cât o stare, care a plecat dintr-un loc similar, ar face același lucru
și ar constitui o asociație prin care copiii să aibă șansa să ajungă, și am câțiva care sunt în Marea Britanie, în Statele Unite, deja studenți, și care au deja posibilitatea și avantajul limbajului pe care eu l-am dezvoltat deja, sprijinul pe care îl dau prin toți sponsorii care sunt în jurul meu, și o vorbă bună, partenerii, da. Un sfat bun. Sunt convins că altfel s-ar schimba comunitățile. Foarte interesant ce spuneți, dar aș lega puțin și de ideea precedentă, în care ați spus că nimic nu e întâmplător. Da. Vreau să vă întreb, care este, din perspectiva dumneavoastră, diferența între menire și destin? E dificil de definit, pentru că menirea e o zonă controlabilă, o zonă cât de cât pe care o poți descifra. Destinul e clar că este grebat undeva. Și în clipa în care vorbim de ce înseamnă faptul că nimic nu e întâmplător și că începem să înțelegem că legătura cu pământul, cu locul în care te-ai născut, cu divinitatea, cu tot ceea ce înseamnă energie bună și rea și forța de a dărui și de a face acest gest fără a aștepta ceva în revanșă, e o lecție simplă. Dacă ne uităm la soare, ne dă zi de zi căldură și lumină fără să ne ceară nimic în schimb. Dacă s-ar întâmpla la fel cu tot ceea ce facem noi zilnic, viața noastră și felul nostru de a reacționa s-ar schimba fundamental. Revenind, am întâlnit Sibiul, care era un oraș total altfel. Dacă la Iași, în zona Moldovei, la Brisăcani, te duci într-o vizită și te invită la masă, ce poftiți la masă? Nu, nu lăsați. Hai, domnule, poftește la... Nu, nu lăsați. Domnule, dacă nu... E supărare mare. Da. Și a treia oară accepți. Eram cu Șerban Ionescu, Dumnezeu să-l odihnească acolo între stele, și cu Virgil Flonda, alt mare actor și prieten de-al meu, cu care eram la Sibiu de la începuturi. Ei fuseseră la Petroșani, terminaseră stagiatura și au venit la Sibiu prin concurs. Era un mare regizor, Iulian Vișa, și am început să lucrăm cu el, l-am adus și pe Florin Fătulescu. Și la primul Paști, bineînțeles că ne-am dus la o familie cu fete frumoase. Și am venit de la spectacol. Ne-am așezat la masă, au adus, erau toate bucatele acolo puse pe masă, o minune. Eu mai gura liv, când au zis poftiți la masă, am zis nu, nu lăsați. Au luat tot. Forma de politețe n-a fost înțeleasă. Au luat tot. Au luat ad liber. Până dimineața am mâncat la cozonac, de ne-au pocnit urechile. Și treptat, treptat am început să înțeleg, să înțelegem, pentru că niciunul dintre noi nu eram din Sibiu, ce înseamnă porțile imense, geamurile din acoperiș, faptul că e un oraș care n-a fost niciodată cucerit, că Mihai Viteazul a fost ținut la porți, nu l-au primit, că românii până în 48 nu au avut drept să intre în spațiu istoric. Nu au putut să cumpere nimic. Nu a existat nicio proprietate. Niște paradigme care grevează. Și probabil venind și învățând, am putut să schimb. Pentru că e primul oraș care a fost cucerit de artiști. L-am deschis. Frumos, foarte frumos spus. Da. Am făcut între cele două ziduri de apărare ale cetății, alea celebrităților. Așa este.
Din câte am auzit, pe aici, pe la Constanța, se plătesc bani mulți ca să iei nu știu ce drept de autor și așa mai departe. E o prostie, iertați-mă. Aleea celebrităților trebuie să aibă conținut. Și ceea ce faci trebuie să fie atât de important încât marile personalități ale lumii să accepte să vină într-o țară mult mai săracă decât Marea Britanie sau Franța, care are primul și al doilea mare festival la Edinburgh și la Avignon. Și bătălia mea a fost să fiu în competiție cu cele două mari festivaluri. Altfel nu există. Absolut. Altfel nu ești relevant. Nu, și trebuie să fii de trei ori mai bun. Corect. Ca să poți să stai la aceeași masă, să negociezi și să ai un cuvânt de spus la nivel internațional. Care e focul? Ce alimentează această pasiune a dumneavoastră? Dorința de a fi la fel de bun și să aveți aceeași recunoaștere, să avem aceeași recunoaștere ca țară? Da, e nevoie de a dărui, de a schimba. Eu am demonstrat că pot să fac capitală culturală europeană într-o țară care n-avea dreptul să organizeze acea capitală în avans. Pentru că exact în 2007, când am făcut capitala culturală, România a intrat în Europa. Am fost în fața juriului cu mult timp înainte, pentru că totul se construiește și se zidește la modul foarte serios. Ei, când am ajuns în fața juriului, m-au întrebat lucruri firești pe care eu le știam. Ca de exemplu. Dar care nu depindeau de mine. Eram deja, asta a fost în anul 2000. Festivalul era deja festival bine stabilit, l-am pornit în 94, deja avea un număr de ani, aveam aproape 300 de evenimente. În cadrul festivalului era să ai 300 de spectacole, e ceva. Din vreo 50-60 de țări, jucam deja în vreo 45 de spații de joc, în condițiile în care sunt numai câteva săli de spectacol, să fim serioși. A trebuit organizare. Da. Și bineînțeles că în același timp m-am lovit de tot ceea ce înseamnă nu se poate. Zona politică. Dacă mă vedeți că am fire albe pe aici, de acolo vin. Deci de la nu se poate. Întâlnirile, da. Peste tot toate întâlnirile. Unde mergeați nu se poate. Gândiți-vă că am schimbat de-a lungul timpului din 94 vreo 30 de ministri ai culturii. Cu toți m-am cunoscut. Media unui ministru e de un an de zile. Da, mai puțin. Cu toți m-am întâlnit, cu toți am negociat, cu toți am încercat să am un dialog. În același timp, marea bătălie a fost cum reușesc să dăruiesc, cum reușesc să schimb publicul, cum reușesc să schimb structurile, instituțiile. Gândiți-vă că e singurul teatru național care este în subordine locală. Niciun alt teatru național nu mai e în subordinea comunității respective. Dragul meu, dacă stăm normal și judecăm, tu, ca structură, nu trebuie să dai seama comunității care aparții? Bineînțeles, bineînțeles. Nu Ministerului Culturii. Nu. E adevărat fiind finanțator, dar ăluia. Dar descentralizarea asta trebuie să se întâmple. Și nu întâmplător în 2004, când revin, la ce întrebări mi-au pus cei din juriu, când am făcut Teatrul Național, aveam deja titlul câștigat și am făcut hotărâre de guvern. În hotărârea de guvern am pus special că trebuie să fie în subordine locală. Și m-au întrebat, știți bine care sunt principiile a ceea ce înseamnă capitală culturală europeană? Dimensiune europeană, implicarea publicului și posibilitatea de dialog cu artiștii din toată Europa, dar și cu publicul care trebuie să ajungă la Sibiu.
Aveți aeroport? Da. Câte zboruri aveți pe zi? 2 pe săptămână. Atât erau. Erau 2 zboruri. Păi și cum vreți? Zic, puneți acolo punct și spuneți, este datoria comunității, datoria regiunii, datoria guvernului. Deci dumneavoastră judecați acum prestația mea din punct de vedere artistic. Tot ce înseamnă dimensiune de construcție, de implicare a politicului, ăla trebuie menționat și nu judecat acum. Suntem cu atâția ani înainte, da? Deci oamenii ar trebui să-și facă datoria. Da, bun. Câte hoteluri de 5 stele aveți? N-avem. Câte hoteluri de 4 stele aveți? N-avem. Câte hoteluri de 3 stele aveți? 1. Atât era atunci. Acum sunt vreo 5-6 de 5 stele, 29 sau 30 de 4 stele. Nu vorbesc de ce înseamnă 3 stele, pensiuni și așa mai departe. Deci, asta s-a întâmplat grație culturii. Festivalului de la Sibiu, a capitale culturale și a unei agende culturale planificate din timp, care se face prin competiție și unde bugetul alocat de comunitate este 14% din bugetul total. Ce este excepțional e faptul că această agendă, care presupune cel puțin 3 zile, 4 zile în fiecare weekend, aduce înapoi comunității 18%. Foarte frumos. Dar ăsta e un lucru controlat. Pentru că eu alături de festival am făcut școală de teatru. La universitate. După aia am făcut școală de management cultural. E adevărat, am pus teatrologie, ca în toate celelalte școli din România, liniuță management cultural. Când mi-au aprobat cei de la Aracis, nu m-au întrebat de managementul ăla cultural. Nu era în cor manager cultural. Și când a terminat prima promoție, au zis, hai! Păi nu putem să scriem acolo. Foarte rău. Modificați? Da, modificați. Găsiți soluții. Am făcut prima bursă de spectacole. Bineînțeles că festivalul l-am înregistrat cu drept de autor. Foarte bine. În așa fel încât să nu poată să fie distrus de nimeni. Toate lucrurile după au venit într-o dezvoltare firească. A venit capitala culturală, a venit aleea celebrităților, a venit școala doctorală, a venit platforma doctorală internațională, a venit scena digitală. Păi în 2000 m-am trezit cu nenorocirea. Totul era planificat în 27 martie 2000 să vând biletele. În 14 am fost închiși. Și până la început de aprilie, zic, măi, se va termina. Din potriva, tot crescută. Pe la mijloc de aprilie, ce fac? Am pus mâna pe telefon și am sunat. Peter Brook, Peter Stein, Eugenio Barba, Arian Mușchi, Tim Robbins, Barışnikov, toți sunt prietenii mei și sunt pe aleea celebrităților. Și am spus, dragii mei, nu cer nimic pentru mine. Cer să-mi dați pe o sumă modică spectacole înregistrate. Pentru că în condițiile astea, publicul pe care noi l-am creat împreună
sunteți aici, pe alee, și străluciți și faceți conexiune cu stelele de pe cer. Noi trebuie să ne gândim la public. Și mi-au trimis. Și am făcut scena digitală. Extraordinar. Este singura din lume. Știți câți spectatori am avut? În 2000, 83 de milioane. În anul 2000? Da. Nu 2022? Nu. 2000? Da. 83 de milioane? Da. Deci gândiți-vă ce sumă este asta. Fantastic. Da. Și am făcut scena digitală pe care acum o am, probabil ca cel mai bun al festivalului, pentru că alături am dezvoltat și forma hibridă. Pentru că din toate, noi am trecut prin, facem zoom-uri aici la dumneavoastră, eu dimineața, la ora 8, am curs la Tokyo University. Iar la 8 seara, seara asta din cauza dumneavoastră, am anulat și voi face sâmbătă un curs special. Eu sper să fie datorită. Da. Și am în fiecare seară, sunt profesor în vreo 5 universități în America și rulez. Cum ați bineînțeles că nu sunt visiting profesor. Pentru că eu nu pot să-mi bat joc de student. Sunt emeritus profesor în așa fel încât să pot să ajut la proiecte strategice. Și în clipa în care există dezbatere și de fiecare dată când țin curs, e un curs de 50 de minute și sunt mii care intră și după aia am încă jumătate de ceas de întrebări și răspunsuri. Nu e simplu. Cum ați reușit să adunați acești oameni lângă dumneavoastră, toți oamenii care au contribuit, sunt oameni valoroși. Da. Iar de obicei când faci o echipă, se aplică principiul, proverbul românesc, cine se aseamănă, se adună. Dar sunt convins că ați trecut prin momente grele să-i convinge să vină alături. Ca să-l aduc pe Barășnikov, am lucrat 9 ani. Imaginați-vă ce înseamnă asta. Când a ajuns, am avut un contract câinesc făcut, că trebuie să aibă mâncare libaneză, să aibă cu tare, nu conferințe de presă, nici o vorbă despre Sex in the City. Nimic. A venit, a avut repetiție și seara a fost la clubul festivalului. Doamna mea, noaptea are grijă de toți musafirii, împreună cu echipa. În același timp am dezvoltat cel mai mare program de voluntari din țara asta și unul din cele mai mari din lume. Sunt în jur de 15.000 de aplicanți și din ăștia alegem vreo 500. Toți trebuie să știe cel puțin două limbi, trebuie să vină dintr-o zonă cu interes cultural, pentru că trebuie să prezinte un proiect pe care îl gândesc în țara lor sau în România și în același timp să aibă posibilitatea de a alege zona în care se pricep. Cel mai bine. Da, și facem training din septembrie până în decembrie. Scuturăm tot ce înseamnă neputință. Din decembrie până la început de februarie hotărâm și din februarie până în iunie se face trainingul și împărțirea. Deci nu există companie, personalitate care să nu fie acompaniat permanent de voluntari. Extraordinar. Este o lecție uriașă. Anul trecut a fost întâlnirea Fulbright, este programul de stat al guvernului american, prin care profesorii universitari vin cu susținere a guvernului în România. Erau 21 de profesori care erau în România. Și au făcut întâlnirea la Brașov. Era și Iaroslava Bobenciuc, pe care am cunoscut-o de la State University of New York, când era foarte tânără, la Lvov.
și pe care am ajutat-o să facă un master european și după aia s-a dezvoltat, a făcut nenumărate proiecte și a ajuns în Statele Unite. Ea era cu un Fulbright la Sibiu și s-a dus înainte de festival la acea întâlnire și a pus clipul festivalului de anul trecut, care era vreo 3 minute, ca să-l prezinte tuturor profesorilor din America. Și după ce a fost vizionat clipul, au fost niște ovații de s-a speriat. După care, din cei 21, s-au ridicat 14 și au spus, noi am fost voluntari la festivalul de la Sibiu. Erau cetățeni americani, profesori stimați. Din cei 15.000. Da. Extraordinar. Deci, e ce vorbeam la început, ce a însemnat paradigma de a schimba, de a găsi soluții. De obicei, când am un colaborator nou, și toată lumea știe, e o lege care trebuie să guverneze tot ce face. Nu spune nu. Dacă spui nu, ai închis o ușă. Corect. Ai închis o posibilitate de proiect, de colaborare și așa mai departe. Nu spune da fără acoperire, pentru că reprezentăm una din cele mai importante structuri ale lumii. Dacă ai spus da, chiar dacă e greșit, proiectul ăla trebuie făcut. Deci, spune poate. Hai să vedem. Și în clipa în care ai spus poate, auzi, faci dialogul, te întorci, faci evaluarea și spui nu răspicat pentru că nu se poate chiar. Sau da. Sau da. Dar ai dialog și ai o descoperire și din asta înveți. Apropo de acest lucru, care e diferența dintre teatrul, filmul dinainte de 1989 și cel de după 1989 în România? Nu e o diferență foarte mare, este o prelungire a unor crize care au fost în perioada respectivă și a unor crize care sunt în perioada asta. Și ele sunt reflectate pentru că teatru este oglinda societății, cea mai bună oglindă. Și actorii, artiștii sunt copiii de duminică ai societății. Bineînțeles că înainte era frica de moarte, pentru că era încă pedeapsa cu moartea. Da. Probabil că din cauza asta se fura mult mai puțin. Și interesul național era. În același timp, venind în zona de, așa zisă, libertate, a dispărut orice formulă de constrângere, dar și formulă de a construi la modul foarte serios. Nu sunt multe, din păcate, și o spun cu tristețe, structuri care să fi rezistat de-a lungul timpului așa cum e festivalul de la Sibiu. Și să impună și să tot crească, să devină partener. Da, în afară faptul că a devenit pe picioare partener, de egalitate. A devenit motor. Absolut. Nu e un partener, absolut. E un motor. Nu, da, eu vorbesc de partener pe picior de egalitate. Am fost în octombrie cu Prințesa de Ochiată la Tokyo. Trebuia să deschidem Jocurile Culturale Olimpice în 2020, pentru că în 2015 am hotărât că facem un proiect pentru Jocurile Culturale Olimpice pe care eu le-am sugerat să le organizeze. S-au dus, s-au interesat la Londra, pentru că atunci când Londra a făcut Jocurile Olimpice, au adunat toate forțele din Commonwealth și să nu uităm că ei au totuși 52 de state care sunt
membre la cea mai mare piață economică. Și pe asta a mizat Marea Britanie când a zis ieșim din Uniunea Europeană. Și au zis, paralel cu jocurile olimpice, facem jocurile culturale olimpice. Știți cât au câștigat? De 3 ori mai mult decât jocurile olimpice. Pentru că au adus tot ce a fost mai bun din Commonwealth și au prezentat un an întreg roate împrejurul Marii Britanii. S-a vorbit puțin. Nici nu știu dacă se știe în România despre asta. Nu se știe. Iată! Chiriac e atent peste tot unde se duce și învață. De asta am făcut specială de matematici. Ține minte și de fiecare dată, bugetele sunt aici, nu mă duc cu o armată după mine. Eu sunt singurul care merge la negocieri. Și le-am sugerat japonezilor. Și ce au zis japonezii? Genială idee. Facem! Și au zis, ce avem noi mai de preț? Teatru nou, teatru Kabuki, teatru Kyogen. Ce ziceți, domnul Chiria? Facem cu un mare regizor român, cum se numește, cu Purcărete. Facem un Kabuki. Și am construit la Fabrica de Cultură, vă invit să vedeți ce înseamnă Faust. Un spectacol pe care l-am făcut pentru Capitala Culturală Europeană, pentru 2007, și de atunci îl joc an de an. Este singurul spectacol din lume, și credeți-mă că am proprietatea cuvintelor, care este sold out în câteva minute. N-a fost nicio reprezentație să nu fie vândută în câteva minute. Și nu în România. În afară. Și totdeauna eu pun două reprezentații în așa fel încât să fie vineri, sâmbătă, să vină omul din afara Sibiului, din afara României, să-și ia hotel, să cheltuiască și să se bucure de miracol. Sunt 120 în distribuție. Enorm. Plus încă 25 tehnic. Când am fost la Edinburgh, din 79 de cronici, 75 au fost de 5 stele. Unic în lume. A fost titlul Mi-aș vinde sufletul să mai văd odată un astfel de spectacol. Dacă ați fi ministrul culturii, ce ați face? Am fost de 5 ori invitat să fac chestia asta. Am zis dacă ați fi. Nu. Nu am acceptat niciodată această demnitate. Am fost o dată foarte aproape și am negociat să aibă cultura 2% din PIB. Cu condiția că eu, Chiriac, semnez un contract cu guvernul căruia aparțin că aduc prin cultură 6% din PIB. Deci investiții de 2%? Da. Recuperăm 2% și mai punem 4%. Exact. Și care a fost răspunsul? Am avut multe oferte. E important să știi să-ți aperi independența, libertatea și puterea de decizie. Nu-i simplu, dar e atât de multă bucurie să poți să dăruiești. Așa este. Atunci, în 2015, l-am cunoscut pe actualul împărat în Japonia. Atunci am luat premiul Japonia al Institutului al Japan Foundation și am fost invitat la Palatul Imperial. Am văzut Palatul Imperial și m-am întâlnit. Cum arată Palatul Imperial? Este o minune. Nu există nimic prefăcut. E lemn, piatră, flori adevărate. Elementele esențiale. Absolut. Absolut. Și o discreție și ritual care ține de milenii. E altceva. E altă lume, e alt univers. Absolut. Alt univers. Alt univers. După care, bineînțeles că l-am felicitat pe prințul moștenitor când a devenit împărat. Și am primit o altă distinție mult mai mare din partea guvernului japonez și din partea familiei imperiale. E adevărat.
că am adus mai mult de 100 de companii din Japonia. Iar cu Tokyo Metropolitan, cel mai important teatru al Japoniei, am coproducții din 2002. Iar Purcărete pune an de an la Tokyo Metropolitan. Nu se vorbește în România. Să fii pe picior de egalitate cu cele mai mari structuri culturale. Dar de ce nu se vorbește în România? Nu este treaba mea. Eu anunț. Am luat ministrul culturii. A fost cu mine în octombrie, când am fost cu Prințesa de Ocheată, pentru că am făcut spectacol Kabuki, la Fabrica de Cultură, unde am Faustul, într-o altă hală, am făcut un spațiu Kabuki, cu scenă dublă turnantă, cu tot ce înseamnă elemente de decor, de ce înseamnă funcționalitatea teatrului Kabuki, după modelul Teatrului Național Kabuki de la Tokyo. Deci, veniți la Sibiu să vedeți lucrurile astea. Sunt miracole. Vrem cu cea mai mare plăcere. Se poate extinde, să folosesc așa un termen care nu e chiar cel mai potrivit, se poate franciza modelul? Nu. Hai. Nu. Nu, pentru că a dărui și a face o agendă culturală trebuie să plece de la specificitatea comunității respective. Constanța e total diferită de ce înseamnă Sibiul. Corect. Deci, trebuie plecat de la ce înseamnă sărbători, nu tot felul de fake-uri împrumutate. Trebuie să ne uităm la oameni, pentru că ei sunt cei care compun comunitatea. Ce credință au? Suntem aici, un loc binecuvântat. Când am venit, m-am dus să văd și am fost extrem de impresionat să văd că Arsenie Papacioc a fost aici 35 de ani. Doamne! Vin de atâția ani la mare, dar eu nu am intrat în... Mai sus puțin, la 230 de aici și un pic mai sus, casa în care scria Eliade. Da, iată. Da, am auzit. Lucru extraordinar. Ei, dacă am plecat de la ceea ce înseamnă sărbători religioase ale oamenilor din acea comunitate și făcut un calendar, sărbători laice care vin din tradiții, din obiceiuri, dar de la toate comunitățile religioase pe care le avem. Dacă am luat după aia sărbătorile care țin de anotimpuri și am face o agendă, credeți-mă că aia nu are cum să fie combătută. După care trebuie mers spre zona de mijloc. Unde joc? De mijloace. De... Da. Unde joc? Cum implic? Oameni? Da. Cum implic comunitatea? Cum găsesc acel ceva care este unic? Și în mod cert se naște miracol. Asta am făcut la Sibiu. Deci, poate fi, într-adevăr, luată seriozitatea, rigoarea, felul în care am structurat în jur tot ceea ce înseamnă instituții. Pentru că m-am gândit la educație, m-am gândit la cercetare, m-am gândit la tineri. Acum fac pe zona digitală parteneriate. Lucrez cu NTT Data, este a doua mare companie a lumii în zona digitală. Și de fiecare dată mulțumesc cei din Japonia că pot să-mi fie parteneri. Un lucru extraordinar. Deci, numai că de fiecare dată trebuie să fii atât de viu și de activ încât să vii cu idei. De fiecare dată trebuie să fii mai bun ca tine. Da. Da. Să te adaptezi, da. Și să inovezi. Da. Sibiu e un oraș care și-a câștigat locul în România și în Europa. Unde se poate dezvolta? Cu întrebarea corectă așa, cum poate astăzi cultura în România să reducă decalajul între România și celelalte state? Ce ar trebui făcut? În clipa asta sunt
câteva structuri foarte serioase și credibile. Vorbim de Festivalul UNESCO, vorbim de TIFF, vorbim de Festivalul de Film Documentar, vorbim de structuri care s-au creat. Ei, dacă ne reamintim puțin din perioada comunistă, ce însemna Litoralul? Dom'le, eu am jucat la 52.000 de spectatori. 52.000 de spectatori? Da, la Grădina Soveja. Extraordinar. Se juca atunci la atâția spectatori. Am jucat în Eforie Nord, nu, în Eforie Sud, la 28.000 de spectatori, la teatrele de vară. În Neptun, la 15.000 de spectatori și încă într-un loc mai era. Cred că la Mangalia, la vreo 14. Erau teatrele de vară. Și am făcut zonă de comedie și oamenii aveau nevoie. Acum, ce se întâmplă pe tot litoralul, în afară de cluburi, unde nu vreau să... Nu comentăm. Da. Eu cred că astăzi, mai ales trecând prin ultimii 3 ani de zile, eu cred că e nevoie de comedie. Da. Eu cred că e nevoie de credință. E nevoie de râs. Totdeauna mari dictatori ai lumii nu se vor teme de lacrimile unui popor. Ci de râs. Vor fi temători când cineva râde de ei. E și un banc. Nu mai țin minte tot bancul, dar concluzia e următoare, povestea e următoarea. Vine un dictator, crește impozitul și de la 15% ajunge impozitul la 95%. Și vine cel care, ministrul de finanțe, și să dea raportul. Și dictatorul îl întreabă, și ce zice poporul acum? A început să râdă, scade impozitul. Da. Avem tendința să spunem că a fost să devenim nostalgici sau să negăm anumite lucruri în viață. Conectarea cu râsul, cu tragismul, cu drama, cu fiecare element din viață care de multe ori este extraordinar transpus în teatru, eu cred că lucrurile astea ne ajută. Fiecare experiență pe care noi o trăim și o vedem într-o piesă de teatru sau într-un film poate să ne înțeleagă, ne poate ajuta să înțelegem mai bine trăirile pe care le avem. Credeți, care este nevoia astăzi, nevoia cea mai mare din punctul dumneavoastră de vedere? În primul rând, dialog. Nu e dialog. Și dacă o comunitate, prin oamenii ei, este stârnită la dialog, în așa fel încât valorile pe care acea comunitate le are, cunoscute sau necunoscute, să iasă la suprafață. În același timp, oamenii să ajungă să fie respectați, pentru că ce se întâmplă? Formarea unui public nu se face într-un an sau doi sau în trei. Și nu întâmplător, când am gândit festivalul de la Sibiu, l-am gândit cu o mare dimensiune de spectacol acolo unde ei se regăsesc. Eu joc în toate bisericile din Sibiu. Sunt spectacole. Și nu-mi bat joc de ceea ce înseamnă ritualul și credința celor care diriguiesc și cei care intră să se întâmplă. Deci, totdeauna duc spectacole care să respecte și care să fie prelungire, meditație. Joc în Piața Mare, joc în toate piețele orașului, joc în spații industriale, joc pentru copii, în așa fel încât
fiecare spectator să se poată regăsi. Aducând miracol azi, mâine, poimine, un an, doi, trei, cinci, schimbi spectatorul. Și ăla vine și cumpără bilet după aia. Dar mă gândesc că e mai mult decât atâta. Când faci ce spuneți dumneavoastră, sau am fiecare în domeniul lui, da. Și cred că schimbarea e mult mai mare decât dorința de a veni la teatru. Cred că în momentul în care pleci cu o idee de acolo, ți s-a în inimă, în minte, ți-a rămas o idee și acea idee te schimbă. Cred că te schimbă în bine. În mod cert. Și dacă pe tine te schimbă în bine, puțin câte puțin, evoluăm. Sigur. Ne schimbăm în bine. Și cred că generația mea, care e a prins puțin din comunism, a avut șansa să aibă bunicii care au fost în război, în al doilea război mondial, așa. Și a avut și marea șansă să parcurgă crescând această perioadă de deschidere a României. Dar suntem generația care am prins puțin câte puțin din fiecare și mai avem de parcurs cel puțin jumătate din viață. Care credeți că ar fi, ce ar trebui să facem sau ce ar trebui să evităm să facem? Să nu mai mințim, să nu ne mințim pe noi, despre noi, să nu facem lucruri pe jumătate. Dacă faci un lucru, pornind de la a iubi, până la a construi, trebuie făcut până la capăt. Dumnezeu n-a lăsat nimic început și neterminat. Trebuie găsită acea formulă de implicare în așa fel încât lucru să fie făcut bine. Adică, domne, să te străduiești să faci cât poți de bine? Exact. Da. Să-i placă și lui Dumnezeu. Și nu există abandon. Nu. Nu. Dacă cazi în față. Absolut. Te ridici și mergi mai departe. Absolut. Absolut. Nu există abandon. Da. Doamne. Ăsta e singurul lucru de care trebuie să avem grijă. Absolut. Suntem la malul mării aici și le spuneam prietenilor, știu să spun poezie, cred că săptămâni. De fiecare dată când am discuții cu studenții mei, cu prietenii, cu colaboratorii, aproape de orice cuvânt se poate lega un poem. Privind pe fereastră, Techirionul, privind marea care e acolo, mi-am adus aminte că nu întâmplător i-am dat numele Teatrului Național din Sibiu, numele lui Radu Stanca, care are un poem minunat care sună cam așa. Și spune în poemul pentru toate doamnele și domnișoarele care lucrează aici, lucrează bine. Ce să-ți aduc, iubito, de pe mare? O întrebă în taină într-o zi. Din insule pierdute în depărtare, cea mai frumoasă floare care-o fi. De-abia se mai zărește acum catargul pe țărm cu ochii închiși și mâna în sân, o fată albă, alb măsoară largul și în ochii ei sclipește un somn păgân. Un an întreg prin insule cu soare corabia opri și strânse în ea morman de flori, căci fiecare floare cea mai frumoasă în felul ei era. Dar florile, prea multe, într-o seară cu pești de aur prinși la subțiori, corabia de foc o scufundară. Și toți muriră încolăciți
în flori. Pe țărm stau două fete în așteptare. Ce ți-ai dorit ca dar în acest an? Nu mai țin minte. Mi se pare cea mai frumoasă scoică din ocean. Ce înseamnă poezia în viața dumneavoastră? Sănătate. Cu ea mă trezesc, cu ea mă culc, lucrez în avioane, lucrez pe drum și am creat acum cu Purcărete un spectacol, jocuri, vorbe, greieri și l-am făcut el auzindu-mă, spunând poezie de mulți ani și începând să facă un film. Și i-am zis, de ce să nu facem și un spectacol? S-a uitat peste mormane de poezie care le-am spus. A întrebat ce actori vor să intre într-un spectacol de genul ăsta și a improvizat câteva săptămâni. După care m-a chemat să văd jocurile pe care le-a dezvoltat. Și când am văzut jocurile, am început să spun poezii care mă inspirau. Și așa s-a născut un spectacol, Jocuri, Vorbe, Greier, pe care o să-l vedeți anul acesta în festival la Sibiu, 23 iunie, 2 iulie, 10 zile. Tema festivalului este miracol, minune. În engleză sună mai bine, wonder. Pentru că e o minune să faci un festival de 30 de ani, să ajungi să ai 800 de spectacole din 75 de țări ale lumii, în 75-76 de spații de joc, cu aproximativ 80.000 de spectatori pe zi. V-am întrebat de poezie pentru că avem un prieten comun. Da. Și într-una din serile l-am sunat să văd ce face și mi-a spus... Memorez o poezie. Și i-am pus aceeași întrebare, ce reprezintă poezia și întâmplător, cu totul întâmplător, a dat același răspuns. Un prieten foarte drag. Da. Domnul Tudor, care este cel mai mare rapsod pe care îl avem și care este exemplar. Am face un spectacol cu poeziile Tudor Arghezi. De-abia aștept să-l văd. Doamne, ce poezie poate să aibă. Dumneavoastră sunteți un om care aveți viziune, ați gândit totul mare, astfel încât să puteți face și mic, înțelegând că dacă gândești mic nu poți să faci mare, dar dacă gândești mare poți să faci mic. Asta cu proporțiile... E discutabil pentru că de multe ori în filigranul unui desen poți să vezi un univers întreg. Absolut. De acord. Absolut. Dar dumneavoastră gândiți spectacolul la nivel planetar. Da. Ați vizitat peste 160 de țări. În cariera dumneavoastră, care este, și o întrebare puțin mai intimă, care este relația dumneavoastră sau cum vedeți dumneavoastră relația cu Dumnezeu? Și eu vă spun cum o văd eu, ca să introduc puțin. Este fundamentală. Fără El, nimic nu există. De multe ori, jucând în atât de multe spații, în aer liber, de fiecare dată, toți care sunt responsabili de spațiile de joc, vin și mă întreabă, domnul Chiriac, ce se întâmplă dacă plouă? Nu plouă. N-am suspendat niciun spectacol de-a lungul timpului. În 30 de ani. Și a plouat uneori. Chiar tare. Dar n-au plecat nici artiștii și nici spectatorii. Pentru că în clipa în care aduci lucruri unice, care au temperatură, care au miracol... Se creează conexiune? Absolut. Și toată lumea e implicat acolo. Da.
Deci, Dumnezeu e pretutindeni în noi. Am mers de zeci de ori în Țara Sfântă și am o relație privilegiată cu acel loc, dar cred că Dumnezeu nu e numai acolo, e peste tot. Peste tot. Și în clipa în care reușim și am simțit fizic prezența. Da, cum ne-a ajutat, cum ne ajută și că ajută când, evident, atunci când dăruiești celorlalți, nu când te bați tu pentru tine. Am un recital pe care îl fac în biserică, metanie ție, Părinte. Și e nu o laudă continuă, ci o îngemănare de întrebări fără răspunsuri, pentru că în viața noastră pământeană, limitată, nu înțelegem și vrem totul să adaptăm la felul de a gândi uman. Corect. Nu este. Corect. Și atunci e mai dificil. Și timpul e puțin diferit. Da, da. Scala timpului e puțin diferită. Da. De ce comedie? Pentru că e nevoie de zâmbet, e nevoie de bucurie, e nevoie de râs, e nevoie de dialog, e nevoie de destindere, e nevoie de vis, e nevoie de o perioadă în care să ne descrețim frunțile, să putem să zâmbim. Cine există locuri în care prin râs oamenii se vindecă. Mircea Beuran, profesorul Mircea Beuran, crede foarte mult în râs, da, și beneficiile pe care le aduce râsul. Cred că râsul ne ajută și umorul să trecem mai ușor peste greutățile zilei. Să uităm toată perioada de dinainte de 89. Era hazul de a necazul, de a râsul plânsul. Erau lucruri foarte subtile. Da, absolut. Extrem de atent alese cuvintele ca să transmită mesajul. Sigur. Doamne, am jucat la sele arhipline, la minus 4-5 grade. Cum era cu cenzura atunci? Acum știm, nu mai e. E și acum. Cum e acum cenzura? Vai de. Mergeți la orice post de televiziune și veți vedea cenzură. Cenzura neputinței, cenzura interesului, cenzura... Sunt atâtea, hai să fim serioși. Atâtea forme ale cenzurii. Da, absolut. Nimic n-a dispărut pe pământ. Doar s-a schimbat. Sigur. Forma. Absolut. Am o întrebare. Și m-am gândit puțin dacă să adresez această întrebare. Care credeți că este moștenirea pe care o lăsați? Nu știu, nu eu voi cuantifica. Am timp, vorba lui Niels Bohr, de abia pot să pun întrebări. Răspunsuri vin și vin după noi. Vin prin toți copiii, lucrez în timpul festivalului cam cu 5.000 de oameni. E normal ca ceea ce s-a dezvoltat să meargă mai departe și să găsim de fiecare dată, la toate provocările și la toate greutățile pe care le întâmpinăm, soluții prin care nu să încercăm să cârpim și să găsim o soluție de a nu ne plânge, ci chiar ceva cu totul nou, neașteptat, care să dea sens vieții noastre. Nu cred că eu sunt cel care va judeca ce am construit și ce fac și ce voi face. Deci măcar oamenii foarte apropiați. Probabil că istoria va valida sau nu va valida. Oricum, din tot ceea ce înseamnă festival în lume, Jean Villard, care a făcut festivalul de la Avignon,
l-a condus 24 de ani. Iată, eu am ajuns la 30 de la început, îl fac. Și mă rog la cel senin să mă învrednicească, să pot să duc mai departe ceea ce am făcut și în același timp mă bucur că pot să fiu în continuare actor, că pot să fiu în continuare profesor. Sper din toată inima să fiu și un soț bun și cu o familie bună. Nu e simplu. Nu e simplu deloc. Da, da. De la matematici speciale la actorie. Cum v-au ajutat, cum v-a ajutat matematica să reușiți să scoateți în evidență sentimentele pe care rolul respectiv presupune să le evidențiați? Oamenii care nu s-au întâlnit la modul profund cu matematica nu știu câtă poezie are matematica. În același timp, tot ce înseamnă miracol, creație, are o organizare impecabilă. Deci organizarea dă puterea omului de a visa, să ai forța să te așezi bine cu picioarele în pământ, să iei puterea locului și energia locului care te-a născut și de aici să te poți înălța, să poți zbura și acolo să poți să mângâi cu palmele stele. Mulțumesc!